Angajații unei companii de gaz au incendiat un imobil din Arad în timp ce efectua o lucrare fără să se asigure. În urma incendiului a ars acoperișul și o parte din mansarda imobilului. Totul s-ar fi produs în timp ce echipa efectua lucrări la o țeavă de gaz amplasată în spatele clădirii. S-au produs cântei mecanice, gazul a ieșit cu presiune din conductă, producându-se astfel o flacără care a ajuns până la acoperișul casei. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Arad spun că a fost nevoie de intervenția trei echipaje pentru a stinge focul, care risca să se extindă și la alte trei imobile. bilem vecinate.